Sunt foarte mulți oameni care refuză să creadă în existența lui Dumnezeu. Și, din păcate, sunt tot mai mulți tineri care ajung în situația asta. Și m-am întrebat de multe ori de ce. În momentul în care accepți că Dumnezeu există, te încarci cu responsabilitate morală. Pentru că am fost creați după chipul și asemănarea Lui, noi nu suntem entități neglijabile. Legătura noastră cu Dumnezeu este indisolubilă. Am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Și de aceea fiecare muritor se va opri înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Toți vom sta înaintea Lui ca să ne primim răsplata pentru binele sau răul pe care îl vom fi făcut când trăiam în trup. Și asta este scena în fața căreia ne aduce textul nostru din Apocalipsa, capitolul 20, versetele 11 la 15. Dacă țineți minte, secțiunea escatologică a cărții are 4 tablouri așezate în ordine cronologică. Mai întâi trebuie să revină Hristos, capitolul 19. Apoi El așează domnia de 1000 de ani, primele 10 versete din capitolul 20, și judecata este restul capitolului 20. Sfârșitul cărții, capitolul 21-22, un cer nou, un pământ nou și noul Ierusalim. Revenirea lui Hristos, domnia de 1000 de ani, judecata generală pentru răsplătire și un cer nou și un pământ nou. Până la ora asta, în desfășurarea planului lui Dumnezeu din Apocalipsa, 4 dintre dușmanii lui Dumnezeu au fost nimiciți, măturați în iazul de foc. Mai întâi, capitolul 17 și 18, Babilonul cel Mare este ars într-un fel și pedepsit de Dumnezeu. Apoi, fiara și prorocul mincinos sunt aruncați în iazul de foc la sfârșitul capitolului 19. Versetele 7 la 10 din capitolul 20, Balaurul este prins și aruncat în iazul de foc. Au mai rămas doar oamenii. Cei care au refuzat să-L primească pe Hristos până și în domnia de 1000 de ani și se încolonează după diavolul care a fost sau balaurul care a fost eliberat să lupte împotriva mielului și împotriva oștirii lui. Și textul nostru ne aduce în tabloul judecății. Capitolul 20, începând cu versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Maria a dat înapoi pe morții care erau în ele. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua. Dar oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Textul ridică întrebări și aș vrea să răspundem la cel puțin 3 dintre ele în această dimineață. În primul rând, fiind scena judecății, cine este judecătorul? Și apoi, când va veni momentul respectiv, cum se va face judecata? Și a treia întrebare, cu ce scop istoria se termină cu o judecată? Care este destinul celor care vor fi judecați de marele judecător? Cine este judecătorul? Cum se va face judecata? Și care este destinul celor care vor fi judecați? Veniți să le luăm pe rând. Cine este judecătorul? Domnul Iisus, cât a umblat pe pământ, în capitolul 5 din Ioan, versetele 21 și 22, vine și face o afirmație. În adevăr, după cum Tatăl dă viață cui vrea, tot așa a dat și Fiului să dea viață cui vrea. Dar pe urmă în 22 spune, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Cu alte cuvinte, nu Tatăl, nu îngerii, ci Fiul este judecătorul. Dar întrebarea este, ce l-a învrednicit pe Eternul Fiu al lui Dumnezeu să mă judece pe mine sau pe tine?
Noi suntem oameni trăind pe teritoriile dușmanului, ispitiți și în stânga și în dreapta, dragii mei. Un judecător ar trebui să înțeleagă ceva din ce am trăit eu, din ce sunt eu. De aceea întrebarea este ce anume îl învrednicește, rechipează pe Fiul lui Dumnezeu să devină judecătorul meu, judecătorul tău, judecătorul tuturor oamenilor. Ruben, mulțumesc pentru textul din Ioan și dați-mi voie să recit din nou. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul s-a făcut trup. Dar oare de ce? Cum ar fi fost ca să nu se facă trup, să nu locuiască printre noi, să nu înțeleagă ce suntem, cine suntem, luptele noastre, frământările noastre? Dragii mei, era absolut necesară întruparea cuvântului și de aceea am intrat în luna de Advent așteptând momentul acesta al întrupării în vederea revenirii Lui finale. Dar textul din Evrei, capitolul 2, vine și aduce mai multă lumină asupra importanței întrupării cuvântului. Mai întâi versetul 10 ne spune căci acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile, voia să aducă mulți fii la slavă. Dar ca să-i aducă la slavă, el avea nevoie de un deschizător de drumuri, avea nevoie de căpetenia mântuirii lor, avea nevoie de cineva care să devină ca noi, să sufere ca noi, dragii mei, ba mai mult, să sufere în locul nostru și prin suferință să se desăvârșească ca să devină mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec, să ne poată da mântuirea. A desăvârșit prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Versetul 14 continuă. Astfel, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, suntem părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci nu în ajutorul, negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram. Și versetul 17 continuă. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere să facă ce? Să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ispășirea, dragii mei, se face prin jertfă, pe altar. Pentru că plata păcatului este moartea. Și El, fiind mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, a trebuit să devină unul dintre noi ca să poată muri în locul nostru. Și de aceea întruparea a fost absolut obligatorie ca să-L califice ca judecător al tău, ca judecător al meu. Și versetul 18 vine și conchide ceea ce a spus până acum. Și ce spunem acolo mai departe? Și prin ispitit în toate lucrurile ca și noi, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Observați, dacă poate veni în ajutorul meu când sunt ispitit, trebuie să înțeleagă ispita. Cum m-ar putea judeca Fiul lui Dumnezeu să nu se fi întrupat, să nu fi trăit între noi plin de har și de adevăr, să nu fi fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat? Cine este judecătorul meu? M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe unul ca un fiu al omului, îmbrăcat într-o haină albă, lungă până la picioare, încins la brâu cu un brâu de aur. Și continuă descrierea lor. În mâna dreaptă ținea 7 stele, cei 7 îngeri al celor 7 biserici.
și umbla prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Întoarceți pagina în capitolul 2. Cine judecă cele 7 biserici? Acest fiu al omului este judecătorul celor 7 biserici. Dar el nu este doar judecătorul lor, ci este judecătorul întregii omenieri. Pentru că fiul omului va judeca lumea întreagă și tabloul nostru. Despre această judecată generală vorbește în dimineața aceasta. În Ion capitolul 17, după ce intră în discuție cu filozofii epicurieni din centrul Atenei, este invitat în Areopag. Și acolo sunt adunați filozofii și înțelepții vremii respective. Și Pavel începe să vorbească. Și ascultați ce spune el. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de știință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ca să se pocăiască. Dar de ce? Căci Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin cine? Prin omul acela pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netăgăduit. Prin faptul că l-a înviat din morți. A, da, grecii să creadă în învierea morților l-au scos afară din Areopag. Dar observați ce spune Pavel. Dumnezeu a rânduit o zi ca să judece lumea prin omul Iisus Hristos, despre care a dat o dovadă de netăgăduit că este Fiul lui Dumnezeu, vrednic de judecată prin faptul că l-a înviat din morți. Ce-l califică pe el ca judecător al întregii lumi? În primul rând, faptul că este creatorul nostru. Am fost creați după chipul și asemănarea lui și dacă este adevărat ce spune Ioan, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Mâinile lui au plămădit țărâna pământului. El a suflat în nările boțului de humă, suflare de viață, pentru că doar el este un duh dătător de viață. Este creatorul nostru. Și ca și creatorul nostru, al nostru are dreptul, dragii mei, să ne cheme în fața scaunului lui de domnie, în fața scaunului lui de judecată. Dar mai mult, el s-a calificat ca să fie judecător pentru că a descins în lumea noastră, în mușuroiul nostru, a devenit unul dintre noi, a umblat printre noi, a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. A gustat ce înseamnă a fi om pe teritoriile vândute de Adam celui rău. Știe toate aceste lucruri, ba mai mult. El a venit și a luat un trup de om, s-a făcut asemenea oamenilor și ați auzit textul din Filipeni. Nu ca să ne calce în picioare, nu ca să ne arate cu mâna, ci ca să se așeze sub toate păcatele noastre, să le plătească, să devină mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El, dragii mei, nu va judeca după înfățișare, nici după cele auzite, ci va judeca cu dreptate și cu nepărtinire. Și știți de ce? Pentru că nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Aduceți aminte de samariteancă? A venit să scoată apă și un străin stătea în zăduful zilei. Și dăm să beau, i-a zis el. Cum tu, iudeu, cer de la mine apă să bei? O, dacă ai fi cunoscut tu cine este cel care zice dăm să beau, tu însă ți-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Dăm, Doamne, apa asta să nu vină aici de rușina satului singură în zăduful zilei să scot apă. Du-te, cheamă pe bărbatul tău. N-am bărbat. Adevărat ai grăit. 5 bărbați ai avut. Și cel cu care trăiești acum nu este bărbatul tău. Și femeia se vede goală și descoperită înaintea lui. Dragii mei, judecătorul nostru trece dincolo de măștile noastre. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Spuneți-mi, cum m-aș putea ascunde de el la judecată? Ce să-i spun? Ce să-i arăt? Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut minuni în numele Tău? Depărtați-vă de la mine. Niciodată nu v-am cunoscut, voi care lucrați fără de legea. Dragii mei, niciun fel de mască nu te poate scuti de adevărata, dreapta judecată a lui Dumnezeu.
Cine este judecătorul? Cel care ne știe. Cel de care nu ne putem ascunde. Dar întrebarea este, cum se va face judecata de către un astfel de judecător? Dați-mi voi să vă aduc aminte de textul dinaintea noastră. Versetul 12. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Marea, niște cărți au fost deschise și au fost deschise și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ele, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Și fiecare a fost judecat după faptele lui. După faptele lui. Judecata este, deci, spuneți cu voce tare, după fapte. Dar știți că faptele încep cu motivații, atitudini, gânduri, vorbe și fapte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine spune fratelui său, prostule, nebunule, observați, Hristos nu face altceva decât să coboare un pic mai adânc lucrurile după care vom fi judecați. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Judecata este după fapte. Tot Vechiul, tot Noul Testament strigă lucrul acesta. Priviți lista textelor din Noul Testament. Nici n-am pus textul din Matei, Romani, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Coloseni, Apocalipsa. Toate textele subliniază un singur adevăr. Judecata este după fapte. Un Dumnezeu drept nu poate judeca altfel. El nu poate judeca pe ochi frumoși și nu are favoritisme, dragii mei, la judecată. Nu. Înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Judecata este după fapte. Ascultați ce spune Pavel în Galateni, capitolul 6. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în firea pământească, adică în răzvrătire și neascultare de Dumnezeu, va se cera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, adică în supunere, în ascultare de Dumnezeu, va se cera din Duhul viața veșnică. Notați, vă rog, destinul deja pregătit. Putrezirea și viața veșnică. Sau ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 12, versetele 36 și 37. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice, observați, faptă, vorbă, și pot coborî un pic mai adânc. Oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Wow! Oamenii vor da socoteare de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Căci toți, scrie Pavel Corintenilor în capitolul 5 din a doua epistolă, versetul 10, trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și dați-mi voie să întorc și ultima pagină a Scripturii, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. După faptele lui. Cine este judecătorul? Cel care judecă cu dreptate și nepărtinire. Cum va judeca el? După fapte. Cu alte cuvinte, ne va judeca, dragii mei, dinăuntru spre în afară. Motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Dar care să fie destinul celor judecați? Cu ce scop este tabloul acesta? De ce istoria leargă spre tabloul judecății din capitolul 20, versetele 11 la 15? Pentru asta aduceți-vă aminte că în textul nostru au fost amintite două feluri de cărți. Sunt cărțile faptelor și este cartea vieții. Cărțile faptelor și este cartea vieții.
De pildă, versetul 12 spune și mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Închideți-vă ochii și imaginați-vă scena. Mai întâi, un măldar de cărți, la plural, ca să ai faptele tuturor oamenilor care au trăit pe planetă și noi numărăm astăzi peste 8 miliarde. Niște cărți au fost deschise. Ce fel de cărți sunt în prezența lui Dumnezeu? Vă las pe dumneavoastră să vă frământați cu povestea. Acum, într-un bob de mazăre, poate fi o bibliotecă întreagă. Nu-i așa? O bibliotecă întreagă. Dar, dincolo de măldarul acesta de cărți, a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui, adică după cele scrise în cărțile acelea. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Notați, vă rog, adevărul din versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. De asta îmi ridic o întrebare. Pe ce bază se scriu numele în cartea vieții? Cum ajunge numele meu în cartea vieții? Pentru că destinul este clar. Ori cu Hristos împărățind, ori în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Pe ce bază se scriu numele în cartea vieții? Sigur că aș putea să fac apel la mai multe texte, dragii mei, dar aș vrea să parafrazez textul din Efeseni, capitolul 1, versetul 4, la 12, citind imaginea care este înaintea noastră. Dacă o priviți în colțul din dreapta dumneavoastră, este momentul întemeierii lumii. Tot ce nu-i pe ecran este istoria. Noi suntem în această istorie care nu se vede pe ecran. Tot ce-i pe ecran este veșnicia trecută de dinaintea întemeierii lumii. Și textul nostru spune că în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană, după ce ne-a rânduit mai întâi la înfiere, adică înfierea este condiția alegerii. Ca să ne poată alege în Hristos, ne-a ales, trecut și terminat, înainte de întemeierea lumii, mai întâi a trebuit să ne rânduiască la înfiere. Ca să ne poată înfia, trebuie să ne răscumpere din brațele celui rău, pentru că noi ne-am vândut prin neascultarea noastră, am devenit lui, și să ne ierte toate păcatele care sunt necinstire și nelegiuire împotriva lui Dumnezeu. Dar ca lucrul acesta se întâmple, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să accepte să devină mielul lui Dumnezeu, despre care vom vorbi după masă la cină, înainte de întemeierea lumii. Și ca lucrul acesta să fie posibil, triunul Dumnezeu alcătuit în sine însuși tot planul mântuirii noastre despre care am cântat. Triunul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au alcătuit tot planul mântuirii despre care am cântat. Pe ce bază se scriu numele noastre în cartea vieții? Pe baza lucrării desăvârșite a Fiului lui Dumnezeu. Dar dacă înainte de întemeierea lumii întreaga lucrare a fost terminată, spuneți-mi, există vreun motiv ca numele tuturor muritorilor de pe planeta aceasta să fie scris în cartea vieții? Există vreun motiv? Mai ales când știm că Dumnezeu voiește să mântuiască pe? Și Hristos s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Nu pentru unii, ci pentru toți. Ce incredibil lucru! Dragii mei, Dumnezeu n-a creat universul să vadă cine va reuși și cine nu va reuși, ci Dumnezeu a creat universul să ne aibă pe toți, și pe tine și pe mine, în prezența Lui, mireasa Lui Hristos. Să guvernăm împreună cu El lumea care va veni. Lumea care va veni. Numele tău este scris în cartea vieții. Numele meu
Este scris în cartea vieții, nu în baza meritelor mele, ci în baza jertfei desăvârșite a Domnului nostru Iisus Hristos. Și El și-a terminat lucrarea în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Atenție însă, numele pot fi șterse din cartea vieții. Și odată numele șters, este ca și cum n-ar fi fost scris niciodată acolo. Numele pot fi șterse din cartea vieții. Așadar trebuie să schimb întrebarea, nu cum se scriu numele în cartea vieții, ci cum se păstrează numele în cartea vieții. Și aici, dragii mei, îmi pare rău să vă spun, ești implicat și tu și eu. Pentru că dragoste cu sila nu există. În prezența lui Dumnezeu vor fi oameni care îl iubesc de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Și lucrul acesta Dumnezeu ne învață în căsnicie. Eu nu ne-am dus mireasa în lanțuri la ofițerul civile. Ioana, nici nu te-ai dus în lanțuri, de bunăvoie te-ai dus, da? Așa este și cu Hristos. El vine și ne cere mâna. Noi putem să o refuzăm, să-i spunem. Nu. Sau putem să îi acceptăm cererea. Îngerului bisericii din Sardes scrie, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne cei pe moarte. N-am văzut faptele tale neprihănite înaintea lui Dumnezeu. Da, ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Aha, ca să-ți păstrezi numele în cartea vieții, există o condiție și condiția este biruința. Dar ce înseamnă birui? Celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Bisericii din Smirna îi spune lucrul acesta, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Oricine a fost găsit scris în cartea vieții este aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Cum să scap de moartea a doua? Biruind. Ce înseamnă birui? Înseamnă a-L mărturisi pe Hristos ca Domn și a-L urma până la moarte cu credincioșie. A face din El Domnul și Dumnezeul tău ca Toma în fața Lui. Lăsați-mi voi să mă întreb despre ce ne vorbește textul și care este relevanța Lui pentru noi astăzi. Am stat înaintea tabloului judecății și am văzut că foarte mulți oameni refuză ideea existenței lui Dumnezeu, pentru că odată ce ai acceptat existența lui Dumnezeu, devii responsabil înaintea celui ce te-a creat după chipul și asemănarea sa. Cel care a dus universul în existență, dragii mei, i-a hotărât și destinul și sfârșitul. Și istoria se termină în fața scaunului de domnie mare și alb și toți, mici și mari, bogați și săraci, vom sta înaintea judecătorului, înaintea Domnului Iisus Hristos. Cine este judecătorul? Creatorul nostru? Cel care a descins între noi și a trăit ca și noi, ispitit ca și noi, dar fără păcat? Și cel în fața căruia totul este gol și descoperit? Și de aceea când face judecata după fapte, dragii mei, totul este acolo. Nimic nu poate fi ascuns. Toate măștile cad. În fața Lui ești așa cum ești, dinăuntru, înspre în afară. Și am pus și a treia întrebare. Cu ce scop se face judecata? Care este destinul celor judecați? Dați-mi voie să las pe Domnul Iisus Hristos să adune lucrurile în scena judecății din Matei, capitolul 25, versetele 31 la 46. Când va veni Fiul Omului în slava sa cu îngerii săi, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale. Toți oamenii vor fi adunați înaintea Lui și El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta Lui și capre la stânga Lui. Și împăratul va zice celor de la dreapta Lui, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția Lui Dumnezeu care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și se va întoarce spre cei de la stânga și va zice,
duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Veniți și duceți-vă. Sunt două destine, complet diferite. Duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. O dovadă în plus că Dumnezeu nu ne-a creat pentru iad și de aceea toate numele noastre au fost scrise în baza jertfei desăvârșite a lui Hristos în cartea vieții înainte de întemeierea lumii. Lumina luminează pe orice om venind în lume, scrie Ioan în prologul său. Pe orice om venind în lume. Dar el a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. În schimb, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat Dumnezeu dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu, să-și păstreze numele în cartea vieții. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Iacov aduce în versetul 10 din capitolul 2 o atenționare care mă face, dragii mei, să mă înfior. Pentru că el vine și spune că cel ce împlinește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, va fi vinovat de toate. Cel ce împlinește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, va fi vinovat de toate. Adică, un singur păcat săvârșit mă va condamna pentru eternitate în iazul care arde cu foc și pucioasă. Un singur păcat, în gând sau în faptă, mă va condamna pentru eternitate la despărțire finală de Dumnezeu. Spuneți-mi, ce să fac înaintea adevărului pe care Pavel îl rostește în Romani, capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuit, și tu și eu, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vă întreb, ce șanse voi avea înaintea judecătorului în ziua aceea? Răspundeți. Dacă judecata este după fapte, niciuna. Absolut nici. Una. Care-i șansa mea? Hristos. Care măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine, luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Plătind vinovăția mea și a ta, plătind păcatele întregii omeniei. Șansa mea este ca la judecată să fiu îmbrăcat cu Hristos. Ca să fie judecat El în locul meu, nu eu, că eu am păcătuit. Sunt lipsit de slava lui Dumnezeu. Toți cei care ați fost botezați în Hristos, cufundați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dar cine este El? Pavel ne spune în Corinteni, capitolul 1, versetul 30, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Judecata este după fapte. Dar, dragii mei, Fiul lui Dumnezeu s-a lăsat judecat și pedepsit în locul meu și acolo pe cruce, ca miela lui Dumnezeu a plătit pentru toate păcatele omenirii. A venit să aducă în istorie ceea ce a hotărât în veșnicia trecută. Da, dar jertfa lui poate fi primită sau respinsă. Și de asta târnă păstrarea sau ștergerea numelui din cartea vieții. Și dacă numele meu este șters din cartea vieții, îmi rămân doar cărțile faptelor și în lumina faptelor mele sunt condamnat pentru eternitate. Jertfa lui poate fi primită sau respinsă. Eclesiastul care vine și, într-un fel, începe să ne vorbească despre bucla asta fără șira deșertăciunii de sub soare. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar, citiți cu voce tare, să știi că
Te va chema Dumnezeu la judecată. Dar să știi că pentru toate acestea, observ, Dumnezeu ți-a dat libertatea să alegi. Dar să știi că pentru toate acestea, Dumnezeu te va chema la judecată. Ce să fac? Ascultați cum începe versetul 1 din capitolul 12. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, și vă las pe voi să citiți restul poeziei Eclesiastului care descrie vârsta mea și voi veți ajunge la ea. Până nu se strică roata de la fântână, se sparge găleata de la izvor, până nu se rupe funia de argint și până nu se întoarce țărâna în pământ de unde a fost luată și până nu se duce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Acum Scriptura spune că nouă ne-a fost dat să trăim 70, pentru cei mai tari 80 de ani, dar treceți prin cimitir, dragii mei, și veți vedea pe pietrele funerare data morții multor tineri, multor copii, pe lângă cei nenăscuți din pricina omuciderilor noastre. Adu-ți aminte de făcătorul tău, dar dacă are dreptate Eclesiastul? Observați, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Cu alte cuvinte, Duhul este la Dumnezeu, este trimis pe pământ, dar pentru că este în bucla asta fără șira deșertăciunii, are nevoie de o interfață materială și se înfășoară în țărână și țărâna este calul care poartă Duhul. Dar ce caută Duhul prin bucla asta fără șira deșertăciunii? Nu cumva suntem aici să luăm singura și cea mai importantă decizie pentru veșnicia noastră, să ni se șteargă sau să ni se păstreze numele în cartea vieții? Când se termină alergarea noastră pe pământ, țărâna se întoarce în țărână, de unde a fost luată. Duhul se duce la Dumnezeu, pe urdinișul cerului, la judecate. De ce se mi-aduc aminte de făcătorul meu? Dacă judecata va fi după fapte, înseamnă că trebuie să existe în mine, în trupul meu și în ceruri, niște mecanisme de înregistrare a tuturor lucrurilor. Țin minte că cu ani în urmă, unchiul meu venind din Statele Unite, era misionar acolo, ne-a adus un castofon și a început să joace cu noi. L-a pus pe masă și noi umblam. N-am știut că în momentul în care încep să vorbesc, castofonul începe să înregistreze în mod automat. Asta e interesant. A fost pentru prima dată când am văzut așa ceva. Dar acum imaginați-vă cum ar fi dacă în fiecare dintre noi există ceva care stochează motivații, gânduri, atitudini, vorbe, fapte. Cum altfel ar fi adevărat ce a spus Domnul Iisus? În ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Dar dacă nu crezi lucrul acesta, aduceți aminte de cărțile faptelor? S-au deschis niște cărți. Și acolo totul este înregistrat. Totul este înaintea lui Dumnezeu. Sigur, imaginea este învechită, nimeni nu mai folosește, puteam să scot sticul sau orice alt lucru, dar poate că mai ales pentru cei de vârsta mea, vă aduceți aminte când am pus mâna pe floppy discurile acestea de 3 inci jumătate după alea mari, da, de 5 inci. Și un lucru interesant mi s-a părut, că în momentul în care l-am băgat în computerul meu, s-a inițializat cu numele meu. Și pe urmă toată informația a trebuit să adune pe ea. Acum imaginați-vă că mă duc la judecată. Țărâna s-a întors în pământ, Duhul se duce la Dumnezeu și pe urdinișul cerului, la poartă mă așteaptă Fiul lui Dumnezeu. Și îmi cere discheta. Și dau discheta cu toată viața mea, motivația, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Și când mă uit, o ia și o bagă în computerul lui, șterge tot ce-i pe ea, trage viața lui peste discheta mea, îmi lasă inițializarea și mă trimite în fața completului de judecate. Mi se ia discheta, se pune în computerul cerului și pe toate ecranele apare viața mea de când m-am născut până când am murit. Tot! Și eu stau înmărmurit și mă uit la ceea ce văd și nu cred. Altul apare pe ecran. Pentru că altul
a plătit pentru toate păcatele mele. Și în baza meritelor Lui, Dumnezeu spune, vino, rob bun și credincios. Dragii mei, nu l-am inventat pe toate acestea. Las pe Pavel să vă convingă. În Romani, capitolul 2, este scena judecății. El judecă pe cel imoral, care deși știe hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri este vinovat. Nu numai că le face, și găsește de bun pe cel care le face, dar apoi se oprește lângă moralizator care judecă pe alții, dar și el face același lucru și merge la evreu să-l judece și pe el, pe cel religios. Și ascultați ce spune moralizatorului care judecă pe alții, uitând că și el va fi judecat. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Cui va da viața veșnică? Cum va da viața veșnică? Pe merit. Celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strântorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Da? Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Dragii mei, Dumnezeu nu poate da viața veșnică pe ochi frumoși, nici măcar pe credință. Nu poate. Dacă judecata-i după fapte, el trebuie să dea viața veșnică doar pe merit. Și vreau să vă spun că în toată omenirea există un singur om care a meritat-o. Omul Iisus Hristos, ispitit în toate lucrurile ca și noi, judecat la sânge, dragii mei, înaintea întregului univers și nimeni nu i-a putut băga de vină. Și Tatăl i-a dat toată viața veșnică lui. Singurul care o are. Dacă vrei să ai parte de ea, trebuie să alegi între a deveni așternut al picioarelor lui sau mireasa lui. Dacă alegi să fii mireasa Lui, mărturisindu-L ca Domn și rămându-i credincios, El va împărți scaunul de domnie cu tine. Știți ce spune bisericii din Apocalipsa? Cea mai rea dintre ele, bisericii din Laodiceea, cel ce va birui, sau celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul Lui de domnie. Închideți-vă ochii, imaginați-L pe Tatăl, pe scaunul Lui de domnie, pe Fiul, așezat la dreapta măririi în locurile cerești. Și simțiți cum Fiul se dă un pic deoparte și îl împinge pe Tatăl să-mi facă și mie loc miresei Lui? Este singura noastră nădejde, singura noastră nădejde. Manu, nu știu dacă ai microfonul și dacă vrei să citești ultimele versete sau versetele 9 la 11, la 13 din 1 Ioan, capitolul 5. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și haideți să citim cu toții. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în Fiul, aveți viață veșnică. Voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Viața este în Fiul. Dacă ești în Fiul, ai viață. Dacă nu ești în Fiul Dumnezeu, n-ai viață. El este judecătorul, judecata este după fapte, și judecata îți va hotărâ și îmi va hotărâ destinul veșnic.
ca să-ți păstrezi numele în cartea vieții, ia-l pe Fiul și lasă să te strângă în brațe. Amin.